Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotella cu o nouă emisiune Tarotella, emisiune pentru luna iulie. Prima pentru luna iulie, etalare generală pentru luna iulie, dar știți bine că poate începe deja să se manifeste, s-a început deja să se manifeste, urmează să se manifeste în august, septembrie sau eu știu în ce lună următoare. La nivel universal, calendare nu există ca ale noastre. Aș vrea să alegeți, dragii mei, între 1, 2, mâine fac unghiuțele și 3, inimioară, numărul 3, da? Numărul 2, crucea și acest medalion din argint. Hai să le mai pun încă o dată, să le vedeți, unul lângă celălalt. Da? Vă puneți pauză, sper că e suficient contrast. Da? Așa, și de mâine o să așa alte unghiuțe. Hai să vedem. Deja la numărul 1 au vrut să se arate multe cărți, o să le citesc cât pot de rapid pe acestea. Hai să vedem totuși subiectul general pentru luna iulie. Op, op, op. Aha, e o chestiune care ține de încredere. Da? În primul și în primul rând, poate că unii dintre voi trebuie să învățați să aveți încredere în voi, încredere în cineva anume, sau să vedeți, să selectați persoanele în care trebuie să aveți încredere. Dar, mesajul zice, ai încredere în sentimentele tale, în simțurile tale, în visurile tale care te ghidează către o anumită cale, o anumită carieră. Și interesant că ați ales și un medalion din argint. Argintul știți bine că nu neapărat stimulează intuiția, dar reprezintă luna. Luna este o energie intuitivă, feminină, da? Acum, să citești ce a apărut. Aproape o etalare întreagă. Aproape o etalare întreagă. 9 de bute și regina de cupe. După cum se uită regina de cupe la 9 de băte, există un personaj posibil mai tânăr, mai puțin prelucrat decât regina este, totuși. Nu este, nu, nici măcar din curte, nici măcar valet nu este, da? Este un personaj neprelucrat. Nu zic, nu zic că nu are potențial. Nu este prelucrat și nu contează vârsta. Există un stadiu de imaturitate din punct de vedere emoțional a acestui personaj. Acest personaj se uită în altă direcție, parcă evită această regină de cupe. Este un sentiment, apropo de ce am zis mai devreme, cineva nu are încredere. Ori acest personaj nu are încredere în marea dragoste sau în emoțiile intense pe care această regină de cupe le transmite, voit sau nevoit. A trecut prin foarte multe acest personaj, bărbat sau eu știu ce ar putea să fie, poate să fie și femeie, evident, 9 de bâte. A trecut prin multe blocaje, prin multe experiențe, proiecte. Da? Majoritatea au fost dureroase pentru că a ieșit cu dureri de cap și totuși rezistă, dar cum rezistă? El crede că rezistă dacă nu se uită la această cupă, dacă nu își privește sentimentele. Poate să fie vorba despre același personaj care evită să-și investigheze emoțiile. Asta pentru că la capătul setului de cărți deja avem 4 de spade și luna în spate. Cineva care ar trebui să mediteze la emoții, la feminitate, la intuiție, de aceea să aveți încredere. Încrederea e o chestiune de mental, dar și de emoțional. Undeva trebuie să se întâlnească la mijloc această încredere, da? Logica și intuiția. Poate această regină pentru unii să reprezinte un personaj cu marcaj puternic în semn de apă, puteți să fiți voi sau oricine altcineva, care are niște blocaje și încă se uită în această zonă. Cum arată cărțile, ține mai mult de zona trecutului. În continuare, ce au vrut să se arate, dar brusc, hodoron tronc. Destule cărți, de-aia am zis aproape o etalare. 3D, monede, asul de bâte și soarele. Există un potențial de colaborare, există un început. Cineva ar dori să colaboreze cu voi, cineva cu marcaj puternic în semn de
de foc, de soare, de semnul leului. Și ce vreau să zic cu soarele? Are un soare într-o poziție foarte marcantă. Nu contează zodia, nu vorbesc numai de zodiile de foc, pentru că sunt multe zodii de foc care sunt, ca și personaje, sunt nereprezentative, duc o viață banală în sensul ăsta. Sunt oameni care nu sunt semne de foc și totuși au o viață, într-un fel sau altul, atrag atenția, sau o viață strălucitoare în carieră sau într-o zonă care ține de creativitate, da? În fine, e o chestiune, da? Trei de monede, o colaborare, cineva ar vrea să colaboreze. Cine acest personaj? Veți trăi și veți vedea. Ați putea să fiți voi, ar putea să fie altcineva. Ideea este să fiți deschiși, pentru că dacă voi sunteți aici regina de cupe sau nouă de băte, una din aceste poziții, repet, cum arată aici la mine pe cartea pe care fac eu etalările, pe brâncuș, regina de cupe privește în urmă la blocajele pe care le-a avut la bărbații sau băieții sau poate să fie și fete, evident că dacă e un rac, se gândește la persoanele pe care, eu știu, sau oamenii care l-au rănit, știți? Deci, nu priviți în trecut, fiți deschiși. Toate trei cărțile împreună sugerează o situație optimistă, o posibilă colaborare, un nou început. Poate la locul de muncă, poate vă schimbați jobul, poate aveți un proiect, da, care vă scoate în evidență niște calități și soarele iese în evidență și aici la trei de monede cineva iese în evidență și este admirat, dar pentru așa are nevoie să îmbrățișeze această bâtă, da, arde, e de foc, într-adevăr. În ce sens? Bine, dacă voi vreți să vă gândiți la iubiți, iubite, este alegerea voastră, dar această bâtă este un proiect care încă n-a fost dezvoltat. Din acest motiv am zis că arde, pentru că nu l-ați folosit încă acest foc într-un cuptor și nu ați topit, interesant, apropo de monede, nu ați topit potențialul, materialul, nu l-ați transformat. Vorbesc de transformare? Nu știu de ce, poate o să apară ceva legat și de transformare. Ideea este că ați primit, aveți încredere. Și ambele cărți, Asul de Băte și Soarele, vorbesc despre încredere. Cineva vine, posibil. Ori vă observă la locul de muncă, ori voi observați pe cineva la locul de muncă și este un început, o colaborare. Dar pentru așa ceva nu trebuie să vă mai gândiți la trecut. Chiar dacă au fost blocaje, chiar dacă v-ați rănit unul, altul sau eu știu cine, că sunt multe posibilități, evident, și oameni și colegii de muncă ne pot răni, și familia, și vecinii, și eu știu cine, da? Cei care ne ascultă pe acest canal sunt ori fi și pe aici invidioși, știm sigur că sunt, și mai zic una alta, da? Noi băgăm în seamă, mergem mai departe. După aceste cărți au apărut Îndrăgostiții și Cinci de Monede. Iar este o chestiune legată de colaborare. Pentru mine, Îndrăgostiții, mai presus de atracție și dragoste. Și, repet, există potențialul ăsta, dar pentru că vă interesează pe unii și partea profesională, puteți să vă gândiți din perspectivă profesională și la un posibil, contract. O posibilă colaborare, da? Care vă ajută într-un fel, de-aia ce aveți încredere, nu vă gândiți că nu puteți, iar o chestiune în care Îndrăgostiții au apărut înainte de Cinci de Monede. Cinci de Monede parcă se îndepărtează de acest potențial strălucitor și cartea spune principală și încă n-am început etalare, aveți încredere, da? Intrați un pic în această catedrală, aici este colaborarea, în catedrală, voi nu stați afară doar pentru că ați fost răniți în trecut. Da? De cine? De X, de Y, de noi înșine, pentru că noi ne rănim prin așteptările pe care le avem adesea, prin neîncredere, apropo, dacă nu aveți încredere în voi, vă răniți singuri și atunci n-are rost să dați vina pe unii și pe alții. Da? Aveți încredere. Că este acest soare care încălzește, topește gheața în care a stat. Dacă ați fost într-o tăcere cu cineva, relația a scârțit. Repet, există potențialul să vă împăcați, dacă vreți, evident, nu vă obligă nimeni, sau să întâlniți pe altcineva care vă atrage într-o altă colaborare. Poate să fie și prietenie, nu zic musai, că veți sări direct în brațele lor și va fi totul numai pupături și
zmeură și înghețată. Asta așa ca să zic dulciuri de sezon, da? Cărțile au arătat bine deocamdată. Dar hai să vedem, încă nu am scos cărțile care ar fi trebuit să fie pentru etalare. Astea au fost cele care au vrut în mod special să se arate. Nu uitați că acestea, pentru unii, puteți să rămâneți doar cu acest mesaj și următorul să n-aibă nicio treabă, să aibă treabă cu alt colectiv, da? Vedeți, fiți deschiși. Numărul 1, etalare generală pentru iulie. Haideți să vedem cum să fac. Totuși trecutul, încrederea. Hai să vorbim un pic de trecut. Da? 3, 3, 3, că n-am mai făcut și formă viață în cruce celtic, așa cum îmi place mie și cui ne-mi place să fie de bine. O să facem la etalarea pe zodii și eu știu când. Deci în trecut, imediat, și 5 de monede, de cupe, pardon, în trecut. Ei, wow! 10 de cupe, mai. Asta e. Cred că n-ați avut încredere într-o iubire, în ceva frumos. Imediat. 3D. Da. Am zis, nu degeaba a apărut cartea aceasta, aveți încredere. N-ați avut încredere. Da. 4 de monede. A stat așa închis. Nu că eu am fost învățat într-un anume fel în care eu trebuie să gândesc practic. Dragostea trece prin burtă, prin portofel, prin, eu știu, relații, suferință, relații rigide, relații karmice. Pentru mine asta e cartea relațiilor karmice. Este un soi de mic împărățel, varianta negativă. Mai e un alt mic împărățel foarte fain. Da, acesta este un mic împărățel care ține la tronul său și e destul de sărăcăcios tronul și nu vrea să se bucure sau din cauza neîncrederii n-a putut să manifeste 10 de cupe și a intrat în regrete, a pierdut. A fost cineva, a venit cineva în viața voastră, dragii mei, poate voi ați fost această persoană, poate voi știți cine a fost, da? Cu care ați fi putut să aveți acest potențial. Însă, n-ați avut încredere. Și din cauza lipsei de încredere, ați ajuns la lacrima cu Lala, un cântec trist de dragoste. Lala Song. Un cântec trist de dragoste. Acum, pentru unii există și varianta, trebuie să o spun și pe aceasta, să vă separați de o relație karmică, să vă dați seama că nu vă aduce fericire. Asta, evident că întotdeauna există mai multe aspecte, nu privim un obiect care este 3D și noi acum vorbim de mai multe dimensiuni, nu doar de 3D, da? Dar numai în această dimensiune 3D, obiectele au mai multe unghiuri, da? Mai multe perspective. Și atunci și cărțile au mai multe perspective. Deci puteți să renunțați, pentru că ține de domeniul trecutului, că ați renunțat, că sunteți pe cale să renunțați la o relație karmică, la un personaj rigid, care nu v-a adus fericirea, ați fi vrut să fie, n-a ieșit. Da? Și posibil ori voi, ori ei, sau poate și amândoi, încă regretați. Regretați că n-a mers. Dar asta nu înseamnă că vă întoarceți, da? De-aia am zis, nu priviți în trecut la blocajele care au fost, regina de cupe și 9 de monede, da? Nu priviți în trecut. Folosiți potențialul care vine. Ia să vedem acum ce vine. Ia, apropo de trecut, vindecați-vă. Faceți curățări de aură, de karmă. Așa cum v-am învățat la luna plină, da? Pregătiți-vă pentru luna nouă, pentru că am văzut un as de monede și un soare. La luna nouă aceasta care vine, aveți probabil o ocazie care ar fi bine să n-o pierdeți. Sau trebuie să manifestați ceva, chiar dacă nu vine cineva. Este acțiunea pe care voi trebuie să o demarați într-o privință, care vă va aduce satisfacție. Vă veți simți voioși, victorioși, că ați îndrăznit ceva. Da? Nu vă gândiți, musai, scuzați-mă, că vai, astfel de bă, te vine o nouă pasiune, nu. Poate voi începeți ceva special. Era un citat interesant, îmi scapă în totalitate, sper că mi-aduc aminte de el până descarc înregistrarea și o să-l atașez la... Citatul spunea cam așa. Fă ceva special, din Rumi, cred că citisem acum, ieri am citit din Rumi, da? Spunea așa, fă ceva special, ceva despre care lumea să vorbească, în ce sens, și ce dacă te bărfește lumea, că zice, ia uite ce face Xulescu, ha, 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 ce idee ciudată, freak și eu știu ce.
faceți ceva deosebit și să vedeți ce satisfacție o să aveți în momentul în care finalizați proiectul respectiv. Și Rumi se referea, îl dădea ca exemplu pe Noe. Noe când s-a apucat să construiască arca, care îi poartă și numele, da, și care a salvat, să zic, omenirea sau un colectiv într-un moment critic, da, și nu doar colectiv, da. Bine, asta e o altă discuție. Când s-a apucat să construiască acea imensă corabie, toată lumea l-a arătat cu degetul. Ia uite ce faci tu, mă, hai, domnule, vină la distracție, hai, uite, femei, mâncare, muzică, chefuri, da? Ce atâta stai și muncești? Ai luat o raznă? Și poate nu e vorba de o chestiune care ține de salvare. O fi, rămâne de văzut să investigați, apropo de ce zice cartea, să vedeți, să vă ascultați intuiția și visurile. Poate e o chestiune pur și simplu creativă, că am văzut tasul de monede și soarele, da? Dar pentru asta, în paralel, trebuie să vă vindecați, să vă ascultați îngerii, da? E aici un soare la care trebuie să ajungeți. Hai să vedem. Cu ce vine Iulie? Oho, regina de bâte, încredere! Ce vine Iulie pentru numărul 1? Oh, 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 ce vrumi! Ah, ți-mi place, eu mă bucur pentru voi! Da! Da, măi, a zis bine, mă! Vă pupă mama, v-am lăsat și ruși, e o chestiune de manifestare. Trebuie să manifestați ceva nou, ceva wow! Parcă e și o emisiune wow, dacă nu mă înșel, eu nu mă uit la televizor decât o dată la nu știu cât timp, dacă mi se pare mie interesant. Iulie, ce aduce regina de bâte? 2 de cupe, lumea, 7 de cupe, și asul de monede, al doilea as pe care îl vedem, a doua carte care arată, vorbește despre colaborare, a doua carte care scoate în evidență pasiunea pe care a trebuit să o puneți în practică, da? Da? Importanța manifestării, ho, 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 oh, da. Am zis, ați pierdut o ocazie cu cineva, poate a mai fost o iubire, da? Asta nu vedeți. Ați fugit unii dintre voi, ori ei, iau-te. Ce am zis mai devreme cu regina de bâte, de cupe și nouă de bâte? Unul, poate amândoi ați fugit. Probabil că dacă ați avut marcaj, aici văd pești, rac, scorpion, aici este lună. Dacă ați avut marcaj pe lună, ați fugit ori unul, ori altul, ori ba unul, ba altul, sau măcar unul ați fugit de dragoste la un moment dat, da? Din cauza intensității emoțiilor. Și poate a mai fost și o relație karmică, aceasta despre care am vorbit, în care nu erați fericit, dar ați preferat să stați până v-ați trezit și ați zis, băi, totuși, cât să mai stau eu în nefericirea aceasta? Și atunci ați analizat situația, dezechilibru, da? Cum vreți să fie viața? În 3 sau în 2, da? Pentru că aici apare totuși în prezent, sau în iulie, apare un 2, foarte important, foarte mare. Ați plâns, ați regretat, iar 4 de cupe, 5 de cupe după această ocazie, acea ocazie pierdută. Ba chiar poate unii dintre voi, ori ei, unii, care variantă, v-ați și intoxicat și de lacrimi, dragii mei, pe de-o parte, și cât timp ați plâns după această ocazie pierdută, ori voi, ori ei, repet, ca să vă intre bine în cap. Pasiunea a crescut pentru că este urmat acest diavol de cavalerul de bâte. Pasiunea, atracția crește cu cât n-ați vorbit. Am văzut un 5 de monede, da? A fost o tăcere. Dar tăcerea asta a pus pe jar inima cuiva sau poate a amândurora. Dar acum este cazul să manifestați ceva. Evident că acest magician în acest context poate să fie și o persoană care are tendințe manipulatoare. Care o fi fost mai manipulator, poate a fost relația karmică manipulatoare, poate v-ați păcălit, manipulat voi pe voi sau pe alții, asta pentru că apare și un păcălici, un mincinos, un fugăcios, îmi place mie să zic, da? Cineva care fuge de emoții, da? Oricine poate să fie și nu
neapărat că și-a propus să vă manipuleze. Pur și simplu, aceste lucruri le căpătăm în familie, la locul de muncă, în anumite medii care sunt toxice și de care nu ne vindecăm. De-aia a apărut vindecarea. Acum, am zis, aveți de manifestat. De, ce înseamnă? Aveți toate instrumentele. Învățați din ceea ce a fost manipulare în trecut și transformați manipularea în manifestare. Apropo de transformare. Transformați lucrurile, învățați să schimbați perspectiva. Da? Să nu fie doar un joc mental, să fie chiar un joc alchimic în care puneți în realitate niște ce? Visuri, niște opțiuni, oportunități. Aveți încredere în voi, da? Asta este mesajul principal și nu știu dacă chiar trebuie să mai atrag încă eu știu câte cărți, da? Aveți încredere. Regina de Bute are încredere în ea. Oh, cum mai avea pe aici pe acolo vreun complex ceva, dar în principiu are încredere în ea sau măcar într-un aspect al ei creativ, în, poate în cum arată, poate, da, aspectul ei fizic în general, poate are vreun potențial magic, ocult, creativ, am zis, da, adică să aibă talent într-o anumită artă, pentru că artele sunt reprezentate și de băte și de cupe. Și monede pe aici pe acolo depinde de situație, da? Aveți încredere că puteți găsi colaboratori. Posibil pentru unii să găsiți colaboratori dintre toate opțiunile pe care le aveți, să găsiți undeva la distanță sau să vină cineva de la distanță, de peste hotare sau într-un discurs, într-o discuție online, să găsiți pe cineva, da? Care, repet, dintre toate opțiunile pe care le aveți, un personaj la distanță, personaj poate să fie și colaborator, nu neapărat iubit-iubită, să vină cu o ofertă, poate să fie investiție sau să vină o idee practică și să începeți acea colaborare și să creați, să puneți, că asta înseamnă manifestare. Manifestare nu înseamnă doar să zicem, nu doar să gândim, ci să punem și în practică, da? Punem în practică, puneți în practică. Evident! Evident că din punct de vedere sentimental există potențialul că dacă aveți încredere să vă exprimați, pentru că Regina de Bâte își exprimă, da, pasiunea, pentru că vedem că există exprimarea unei pasiuni obsesiv, distrugătoare, dacă stați în această stare, da, meditativă, cu cât stați în tăcere, cu atât vă distrugeți și deveniți mai adictivi. Da? Cu cât te exprimați, da? Ceea ce simțiți, ceea ce vă arde, așa ce vă pune pe foc, cu atât e mai bine. Pentru că se poate crea. Am zis, există acest potențial de colaborare. Dacă exprimați ce este, dar evident, alegeți-vă persoanele, încercați să ieșiți din zonele toxice și să vă alegeți oameni care într-adevăr vă ascultă și sunt dispuși să creeze ceva de valoare, nu? Nu să se folosească de exprimările voastre, dar ideea este să aveți încredere, da? Că puteți încheia un capitol în care v-ați mulțumit să visați și acum începeți un alt capitol în care începeți să creați. Să creați această dragoste sau această prietenie, amiciție, da? Să nu vă mai simțiți singuri, cum a fost 5 de monede, și să vă simțiți susținuți. Există cineva care vă susține, da? Clar! Și aveți încredere în acest personaj. Bărbat, femeie și femeile pot să fie de, da, că nu contează dacă este o prietenie între bărbați și femei. Știu că se comentează despre chestia asta, dar eu cred că cel puțin o perioadă, o prietenie între bărbați și femeie se poate. O perioadă, da? Cât să nu se devieze. Măcar așa, pentru un început unui proiect. Să clarificăm, hai să clarificăm ce să clarificăm, deși am vorbit la voi foarte mult, clarificăm 2 de cupe. Sunt multe, dar am văzut și o victorie și... Vai, și văzuse și împăratul. Am senzația că pentru unii vă întâlniți cu perechea de vină, pentru că am văzut împăratul atunci când am văzut victoria, am văzut 6 de băte și împăratul și multe, multe cărți și acum a apărut împărăteasa, da. Fiți în iubire. Asta e. Aveți încredere în ceea ce vă zice inima. Aici este Venus. Că sunteți tauri, că sunteți balanțe.
Nu e obligatoriu. Împărăteasa poate să fie, eu știu, și berbec, poate să fie și pești, poate să fie și leu, poate să fie orice zodie. Da. În primul și în primul rând. Este o împărăteasă. Adică, dacă voi vă găsiți aici, creșteți de la cavaler, de la 9 de bâte, de la ce sunteți, până la regina de bâte, da, vă impulsionați, vă lucrați interiorul. Dacă voi sunteți aici, apare un alt personaj mai bine decât voi, cum am zis și mai devreme, 9 de bâte și regina de cupe, doar nu pierdeți ocazia. Da? Doar nu pierdeți ocazia, eventual nu vă simțiți nici eclipsați, nici complexați, pentru unii dintre voi trebuie să lași acest mesaj, dacă personajul celălalt este un pic, nu neapărat mai strălucitor, poate să fie un pic mai educat, mai trecut prin viață, pentru că împărăteasa este matură, mult mai matură decât regina de bâte, da? Le conține pe toate. De azi, poate să fie chiar mama voastră, a unora, dacă aveți o relație bună cu mama, dar nu e obligatoriu, evident. Poate să fie viitoarea mama a copiilor voștri. Voi puteți să fiți aici bărbați, da? Cuceritor, dar să vă... Să aveți încredere, că am senzația că în această poveste unii dintre voi n-ați avut încredere. Cât ați fost voi de cuceritor, n-ați avut încredere. Și aici este o chestiune, da? Ați fost cavaler și acum trebuie să creșteți la rangul de regine și regi. Da, da, frumos, frumos. Am zis că cineva care atrage atenția cu această lună și împărăteasă, lume și împărăteasă, posibil, cineva care a trecut prin mai multe cicluri de viață, prin mai multe încercări și undeva deasupra multora. Această colaborare, dacă este între un bărbat și femeie, posibil, nu obligatoriu, asta e doar o prezentare foarte generală, dar posibil... Pentru că împărăteasa înseamnă și soția și mama să vă ajute sau să ducă în viitor la o căsătorie. Dar nu vă fixați totuși. Eu informații. Păstrați-o acolo, dar nu vă fixați pe ea obsesiv, da? Ia. Cineva trebuie să-și protejeze dragostea. Șapte de bâte protejează. Eventual, există un personaj mai sobru, regele de spade, mai mental, care trebuie să intre în echilibru, yin și yang, să-și asculte și latura feminină, cum am văzut, patru de spade și luna, și să, în momentul în care își înțelege și acest aspect masculin și feminin, da, să-și protejeze acest echilibru. Dacă e o colaborare, protejați-o. Protejați-o. Dacă e o colaborare, vedeți în timp că e fructuoasă, eu așa simt. Pentru că apare totuși un as de monede. Hai să vedem totuși asa de monede. Mai dăm o carte. Ai. Da, am zis că cineva este obsedat de manifestare. De a crea ceva practic și valoros. Mai dăm o carte. Clarificăm acest individ. Această energie. Controversată. Clarifică, te rog frumos, cu vasul de monede. Ia uite. Obsesia cuiva, o obsesie mai degrabă mentală a cuiva. Asta spun pentru că am și 8 de spade, am văzut și 7, 5 de spade, nevoia de a crea o strategie, de a cuceri cu orice chip. Pentru că tocmai, pentru că acesta este trecutul, un trecut stagnant, depresiv, cu regrete, cu suferință, cu neîmpliniri. Și atunci, asta e, când primești... Dai de această încredere în tine, începi să apeși probabil pe accelerație. Dacă simți că te-ai obișnuit cu mașina, da? Nu ca mine, să mergi încet, da?
Apeși pe accelerație. Obsesia cuiva. De a avea reușită și victorie. Clar, este egoul cuiva. Acum poate să fie și egoul vostru. Uneori diavolul, are și el, nu diavolul, cartea în sine, nu neapărat diavolul, nu țin cu diavolul în niciun caz, cartea în sine, care reprezintă și egoul. Egoul are și varianta lui pozitivă. Dacă n-am avea ego în această experiență pământeană, n-am face mare lucru. Da? Egoul ne propulsează sau ne dărâmă. Da? Evident că există marcaj în acest as de monede. Există marcaj pe Capricorn, pe casa a 10-a a carierei. Dorința de a lega pe cineva și de a avea victorie cu orice chip. Marcaj pe semn de pământ și semn de aer. Marcaj. Acum trebuie să vă știți și hărțile și să vedeți ce se întâmplă. Poate aveți marcaj pe mijlocul cerului, cum arată cărțile. Și sunteți doritor. Am vorbit de o colaborare, repet, poate să fie și o prietenie, poate să aveți... Dacă e vorba de o dragoste, să începeți cu o prietenie și încet, încet să vă doriți obsedant, să vă căsătoriți, da? Aveți victorii și să vă căsătoriți. Da, rămâne de văzut în timp. Bine, vedeți și voi cam cu ce, cât rezonează ce am spus eu cu viața voastră. Urmăriți, poate nu se manifestă luna asta, poate se manifestă mai încolo. În fine. Unii dintre voi, pentru că la capătul setului de cărți, trebuie să spun și asta, of, ce frumos, da? Aveți aici animale care seamănă foarte mult cu puterea, da? Și speakerul, cel care comunică verbal și este orator mai degrabă. Pentru că am văzut asul de monede, diavolul și asul de spade, s-ar putea acest început să fie într-un domeniu care necesită comunicare, da? Așa cum e acest canal și alte canale de acest gen sau, eu știu, alt gen, da, psihologie, eu știu, dar nu neapărat. Poate faceți consultanță financiară, știți? Pentru că apar monede. Vreți obsedant să marcați ceva, o diferență eventual între voi și cine, și, eu știu, concurență. Da? Și chiar dacă nu e obsesie, repet, acest diavol poate să fie marcaș pe casa a 10-a a carierei. Da? Și să vă doriți să construiți ceva important. Da? Cam atât deocamdată. Sper că v-a plăcut. Ok. Vorbesc acum pentru cei care ați ales crucea. Crucea? Numărul 2. Pentru voi, în mod special, a vrut să se arate lunea. Luna și lumea. Și l-am combinat, l-am mixat, lunea. Lunea poate se întâmplă ceva, azi e luni? Nu, azi e marți. Poate într-o luni se întâmplă ceva. În fine. Deci, în primul și în primul rând, trebuie să puneți capăt unor confuzii emoționale sau unor personaje care vă țin într-o stare de confuzie emoțională. Să vindecați niște traume care țin de mama voastră, de feminitate, de intuiție, de niște traume din copilărie sau din alte vieți sau din viața voastră, dar din trecut. Posibil pentru unii dintre voi să fie o chestiune secretă, nevoia de a călători să fie o relație secretă. Nu relație, comunicare cu cineva peste hotare. Relație trebuie să fie și profesională și colaborare, da? Relație. Ceva misterios la distanță. Hai să vedem. Care este subiectul central pentru numărul 2? Nu-s prea multe blizi. Aia, ok, bine, dar okidoki. Animale, pe de-o parte, iubiți animalele acasă. Ah, Doamne, câte am, câte am în vara asta, câte animăluțe, pisicuțe. V-am arătat, vă mai arăt data viitoare. Câte pisicuțe am. Evident că trebuie să le protejați, dar v-am zis, ai încredere în ghidajul tău interior. Și învață, interesant,
Învață din lecțiile pe care animalele din jur și cele pe care le observi ți le transmit. Chiar dacă nu aveți animale, poate trebuie să vă uitați la Animal Planet, la National Geographic și să înțelegeți niște lucruri, așa cum am făcut eu. Și chiar vă recomand să ascultați videoclipul cu totemul nostru, vulturul, și vreau să mai fac câteva. Meditați un pic la anumite animale, animale care vă plac, dar ce vă transmit, da? Ascultați ghidajul interior, da? Și da, eu am animăluțe, trebuie să am grijă de ele, dar am zis, această carte înseamnă și putere, da? Puterea de a vă transforma, de a ajuta pe ceilalți care par, să zic, mai duri, prădători, de a înțelege săracii. La capătul setului de cărți, iar aveți flori și scriere. Poate trebuie să scrieți ceva. Să studiați școala și să scrieți. Cineva vă ghidează, vă inspiră să studiați ceva și să scrieți. Și iar aveți flori. Flori, asta înseamnă că puteți să înfloriți în acest studiu. În acest ghidaj, iar este un ghidaj aici. Puteți să înfloriți. Și, în primul și în primul rând, înfloriți ajutându-i pe ceilalți. Că în această carte cineva ajută, da? Ați trecut printr-o perioadă de sacrificii, de stagnări. Am văzut spânzuratul. Hai să vedem. Trecut. Facem altfel. Trecut. Nu, sper să nu la trei Hansa mai rău decât de obicei, da? Ia să vedem dacă putem să facem noi o treabă. Până acum a fost cu minte. Probabil că a trecut cineva. N-am mai făcut de mult aici. Sper că nu ascultă prea multe persoane nervoase. Dacă sunteți nervoși, ocoliți acest canal, da? Și altele, nu ascultați cu nervi, da? Dacă vă deranjează animale, apropo, e interesant, ați văzut? Am vorbit de animale și a început să latre Hansa. Pe mine nu mă deranjează Hansa, sper că nici pe voi. Dar totuși o să încerc să pun, ia. Unde se pune chestia asta? Așa. O să încerc să pun. Și să vorbesc aici, da? Hai să vedem. Sper că mă auziți, da? Trecutul pentru cei care ați ales numărul 2. Iulie, etalare generală pentru Iulie, trecut. O poveste din trecut. Sau ceva din trecutul vostru care încă vă marchează și e important în această etalare. Pua. Câte sunt? Sunt multe? Hai să zicem acceptabil. Judecata, 6 de băte, 5 de monede, regele de spade și 2 de băte. La capătul setului de cărți, ho. O pasiune care v-a dezamăgit, da? Steaua. Dorința cuiva de a începe ceva, cineva a văzut la un moment dat, 0, da? Voi sau altcineva din viața voastră a vrut să o ia de la început să se vindece, da? Să-și manifeste destinul, fericirea și s-a căpătat cu niște dezamăgiri mari, mari, pentru că a confundat probabil dragostea cu pasiunea, da? Pentru unii dintre voi. Și dacă confunzi aceste lucruri foarte diferite, dragostea și pasiunea, te alegi cu dureri de cap, de inimă și eu știu de ficat. Dar mai este o altă variantă, evident. Cineva a văzut un potențial în celălalt. A zis că este destinul său. Poate chiar este în continuare, da? Steaua și 10 de cupe, da? Dar probabil că n-a comunicat. N-a comunicat. Suficient de potrivit pentru această viziune. Da? Steaua 10 de cupe, nebunul, da? A comunicat poate prea intens, prea exagerat de pasional și s-a produs această dezamăgire. A cui? A voastră, a lor, a cuiva. Vedeți unde sunteți. Acum să citesc cărțile care au venit. Astea sunt lucruri pe care, teoretic, nu le știți despre trecut. Că acest personaj nu știți. Aha. Deci nu știți un personaj ce știți voi că a venit din trecut.
sper să mă țină bateria, da? Știți că a venit acest personaj destul de sobru, un pic cu, nu neapărat aere, dorință de victorie, dorință de a cuceri, da. Destul de rațional, dar avea foarte multă pasiune. Avea foarte multă pasiune. Însă nici regele de bâte, nici regele de monede nu sunt prea blânzi în felul în care comunică. Unul vrea să te ia pe sus, da? Altul este prea nu rigid, prea mental. Și uite, așa se produc dezamăgirile pentru cei care sunt mai sentimentali, mai sensibili, mai romantici. Ideea este că voi vreți... A fost o tăcere între voi și acest personaj. 5 de monede. Relația scârțit, bine, de tot. Pentru că unul a trebuit să aleagă. Și probabil că a durat acest proces de alegere, poate că mai și durează. Și acum, a venit prima carte, judecata. Judecata este cea mai importantă. Trebuie să judecați corect. Dacă mai stați ancorați în trecut, dacă vă schimbați abordarea, dacă voi sunteți cei care ați dezamăgit prin felul în care ați acționat sau prin faptul că nu ați ales când trebuia, dacă voi sunteți aceia, atunci ascultați-vă un pic, nu doar judecata, da? Nu doar mentalul, că văd un rege de spade totuși în trecut, ci și intuiția. Ca să puteți renaște, dacă vreți să renașteți, dacă vreți să transformați situația, este... S-ar fi vrut o victorie cu acești 6 de bâte? S-ar fi vrut să se atragă atenția? Cred că e exact același personaj, regele de bâte și 6 de bâte. Și din niște motive, a apărut tăcerea. Unul dintre voi a început să tacă, da? Și să sperăm că în această perioadă de tăcere a ales. Acum ce a ales? Că v-a ales pe voi, că a ales pe altcineva, rămâne de văzut, de trăit, mai bine zis, de trăit. Pentru că totuși etalarea este a voastră, dar poate să apară și o anumită persoană la care vă gândiți. Sau cineva din viața voastră, poate să fie și din familie. Dacă voi simțiți că sunteți aici și e posibil să fiți și voi, da? Voi ar trebui să și alegeți. Să nu stați să-i așteptați pe ei. Să vorbească, să rostească, să revină, nu știu cum, da? Și să alegeți ceva al vostru. O victorie. Hai să vedem, totuși. Prezentul iulie ce aduce? Iar luna. Haide, că vrem ceva mai optimist, că e vară, zăpușeală. Asta o păstrez. Iată. Ce aduce iulie? Ce aduce iulie? Noi. Dăm o carte. Încă una. Asta e. Da, trebuie să alegeți. Au venit îndrăgostiții invers. Adică chiar luna asta, cred că începeți luna. Sfârșit de iunie, da? Cam vă pregătiți, ar putea chiar să fie și ales. Sau sunteți pe care să alegeți. A apărut luna, 3 de monede, roata norocului, 8 de spade, regele de bâte și îndrăgostiți invers, da? Și îndrăgostiți invers.
ai grijă. Dacă cumva ați fost într-un triunghi amoros sau în colaborarea pe care ați avut-o cu cineva, pentru că îndrăgostiție poate să fie și o colaborare la locul de muncă, o colaborare cu cineva în care a apărut o a treia persoană sau un al treilea element care v-a tulburat colaborarea, da? O chestiune secretă care a tulburat, a afectat această colaborare, schimbați energia și deblocați-vă și mergeți cu încredere într-o direcție care vă reprezintă, da? Alegeți-vă focul interior, alegeți acest steag victorios. Posibil pentru cineva, într-adevăr, să existe, cum am zis mai devreme, un rege de spade, un om sobru, mental, destul de meditativ, să zicem, dar oarecum nehotărât. Pentru că în trecut au rămas două băte, adică tot trebuia să se aleagă și când cineva alege și voi trebuie să alegeți, evident, da? Trebuie să lăsați în urmă. Dacă e cineva care încă nu e hotărât ce vrea să facă, mergeți voi într-o altă direcție și alegeți-vă sau luați taurul de coarne și creați voi ceva, pentru că este întreprinzător acest rege de băte. Este foarte întreprinzător. Pe de altă parte, posibil acest rege, să vorbesc doar despre regele acesta de băte, un personaj să apară în viața voastră pentru că apare o schimbare de destin, o schimbare de energie, o întâlnire de destin în iunie. Să vă întâlniți cu acest personaj care a ales să-și exprime focul, pasiunea, tot ce are mai creativ în relație cu voi și poate și cu alții, nu doar cu voi. Da? Pentru că încearcă acest personaj, încearcă, vedeți cum se manifestă ceea ce spun, pentru că la unii se va manifesta un mesaj, la alții alt mesaj, e normal, da? Da, acest personaj încearcă să schimbe energia, da? Și să iasă din acest blocaj mental pe care se pare că l-a avut cu 5 de monede și 2 de băte, da? L-a avut, a tăcut. E un rege de spade care a tăcut, da? A tăcut și și-a creat un blocaj mental. Găsesc soluții, nu găsesc, da? A avut și niște frici emoționale, am vorbit de frici de la început, da? Și aici este, aveți compasiune față de acest personaj. Compasiune nu înseamnă că e musat să-l primiți în viața voastră din prima dacă v-a greșit. Aici ar trebui să fie microfonul, da? Nu este obligatoriu, sper că m-ați auzit, da? Nu e obligatoriu să-l primiți, dar aveți compasiune, ascultați și vedeți ce vor, pentru că este foarte posibil totuși acest personaj să vină cu dorință de colaborare. Dacă a fost un triunghi amoros, repet, sau nu neapărat amoros, un alt element, dorința de a face bani, dorința de a-și găsi echilibru sau eu știu ce altă chestiune, acest personaj vrea să schimbe ceva din această obsesie mentală. Da? Vrea să schimbe, pentru că 8 înseamnă transformare. Dacă regele de băte nu vă reprezintă. Dar am zis, pentru că lucrurile într-o lume 3D au cel puțin câteva perspective sau unghiuri, da? Și cărțile arată același lucru. Dacă voi aveți o confuzie legată de o colaborare, de ceva la locul de muncă, dacă aveți o confuzie, poate există ceva secret la locul de muncă, încercați și schimbați această energie, ieșiți din blocaj, ieșiți că puteți și manifestați independență. Dacă sunteți într-o obsesie, codependență de o colaborare, de un job, da? Poate să fie și de șef, poate să fie și de colaboratori, da? Dacă există o obsesie, o teamă, o confuzie legată de ceva la locul de muncă, care acel ceva poate să fie șeful vostru sau oricine altcineva, încercați să schimbați, pentru că asta totuși e energia centrală, da? E cartea centrală. Încercați și schimbați energia. Schimbați. Și fiți voi șefii voștri. Renunțați la celelalte două persoane și fiți voi independenți, pentru că regele de băte înseamnă independență. Întreprinzător. Faceți-vă firma voastră, cu alte cuvinte. Eu zic că am dat destule variante. Da, luptați-vă.
Dar mai degrabă cred că e cineva care se luptă pentru voi, care are niște lupte interioare, da? Încearcă să se înțeleagă. Pentru că există 5 de băte. Dar, revin, dacă e o problemă la locul de muncă sau în ceea ce întreprindeți voi, există concurență într-adevăr și atunci luptați-vă cu concurența. Dacă sunteți într-o colaborare, fiți voi independenți. Dar și independența, dragii mei, necesită lupte. În cazul în care acest rege de băte nu vă reprezintă, este un personaj plin de pasiune care apare în viața voastră, acest personaj are niște lupte interioare intense, niște frici, da? Niște frici, niște regrete, niște nu secrete. Trebuie să-și înțeleagă intuiția, da? Trebuie să-și urmeze intuiția. Pentru că a apărut și judecata și am văzut și Marea Preoteasă, da? Cărți care vorbesc și Luna vorbește despre intuiție. Trebuie să-și înțeleagă intuiția, să-și urmeze intuiția în relație cu voi, cu ei în general, nu? Pentru că intuiția nu o folosim doar din când în când, o folosim tot timpul. Așa ar fi bine. Hai totuși să mai și clarific totuși ceva. Da, acest rege de băte pare obsedat. În ce sens? Fixat pe dorința de a... Ia, ce vrea să manifeste acest rege de băte? Clarificăm regele de băte. Asta? Ia, 4 de băte. Asta vrea să creeze. Pentru că a așteptat. Pentru că a așteptat. Foarte mult. A așteptat manifestarea. A fost impulsiv, a vrut să o ia de la zero. Atunci când a fost în trecut, a fost impulsiv, a vrut să o ia de la zero și s-a ales, nu știu, cu o tăcere de gheață. Dintr-un motiv. Sau cu așteptare de lungă durată. Deci acest rege de băte vrea să creeze o... Ia uite. Vrea să meargă. Faetonul. Vrea să aibă victorie. Clarificăm îndrăgostiții invers, te rog frumos. Repet, dacă sunteți voi, vă poate... Ah, ce frumos, reprezenta pe voi. Îndrăgostiți au fost clarificați de regina de băte. Regele și regina de băte. Ia mai dă-mi o carte. Da, la capătul setului de cărți, ia uite, asul de monede. Au fost niște jocuri mentale aici, este în această perioadă aparent de alegeri. Au fost niște jocuri mentale. Mai dăm o carte pentru regina de băte. Mai dăm o carte și îndrăgostiții invers. Regina de băte. Ce e cu această regina de băte? Mai dăm o carte. Sper că mă auziți că microfonul e chiar aici jos. Da? O carte. Da. A mai fost o a treia parte. Acum înțelegem. A mai fost o a treia parte. Au fost conflicte, au fost răni, au fost depresii, au fost adicții. Ia uite, ia uite. Și totuși apare nevoia de vindecare și apare o nouă dragoste. Acum că această nouă dragoste nu vedeți și vine în viața voastră, prin acest personaj rege de băte, care vin doritor de a crea ceva frumos, pozitiv, și acest personaj, ori voi, probabil că a trebuit să-și lase perechea, regina de băte, de până acum, ca să vină înspre voi. Dar eu nu zic că ar fi mai degrabă, nu zic că ar fi o pereche. Renunță la tentații. Clarificăm luna, că sunt niște frici aici. Sunt niște frici de emoții, de suflet. Clarificăm luna. Ce este această frică? Această confuzie, acest secret? Repet. Foarte posibil, cu 3 de băte și cu ce mai văd, să fi fost o a treia persoană. Și în cazul în care a fost o a treia persoană, regina de băte să reprezinte, de fapt, tentația.
Pentru că regele de bâte este impulsiv din punct de vedere. Asta e. Wow. Deci luna a fost clarificată, da. Deci, în secret, acest rege de bâte, ori rege de bâte, bărbat frumos, special, sau energie masculină, plină de încredere, da, de pasiune, de nerv, de sexualitate, de șarm, de ce mai vreți voi, da, a fost cândva, a fost cavaler. Da, a fost cavaler. De-aia zic că a renunțat la o regină, a renunțat la o tentație. Cândva a fost cavaler, în secret, da, în secret. Că voi nu știți, poate deja știți că a fost cavaler, venea, pleca, du-te, vino, da? Asta era în viața lui, acest personaj. Dacă e bărbat. Da? Avea opțiuni? Da, avea opțiuni. Și totuși, în această perioadă despre care am vorbit, de tăceri, de alegeri, de meditație, acest om alege să intre pe o altă vibrație, să crească, să se maturizeze. Alege să meargă către poziția aceasta de bărbat divin. Și evident că n-a ajuns încă la această poziție. Vrea să fie un bărbat protector față de o femeie sensibilă. O femeie față de care simte multe. Da? Nu doar atracție, pentru că la acest personaj a renunțat sau e pe cale să renunțe. Vrea un personaj care îl vindecă. Am văzut... Ce am mai văzut? Nu, n-am văzut la voi temperanță. Parcă nu, n-am văzut. Deci își dorește un personaj sensibil, da, lângă el și pentru asta intră într-o perioadă de transformare. Vrea să vină să comunice, 8 de bâte. Vrea să colaboreze, da, 3 de monede. Și în sensul că vrea să construiască ceva special cu voi, da? Am zis, vrea să schimbe energia, să-și schimbe poate și destinul și pentru asta, așa simt, că a ales o energie feminină sensibilă, nu neapărat atractivă, că văd luna și regina de cupe. Peștera, scorpion, nu obligatoriu, poate să fie și ascendent. Ideea este, repet, că în trecut... Cum se vede, v-am arătat cărțile, acest personaj venea cuceritor, da, cavalerul de bâte, venea cuceritor, da, și lăsa personajele în frig în ceață, da? Le lăsa. Între timp se gândea, alegea altă bâtă sau se ducea în altă direcție, că avea opțiuni. Și totuși, în această ultimă perioadă, acest personaj, dintre toate opțiunile pe care le are, alege... Regele, alege împăratul. Alege o poziție de înțelepciune, de explorare, nu musai pe cale sexuală, că explorator este și cavalerul de bâte, ci explorare a potențialului său adevărat, care îl duce către cea mai bună variantă sa. Și pentru asta are nevoie de o regină de cupe, da? Care să-l vindece eventual, să-l înțeleagă apropo de compasiune, da? Un bărbat puternic, lângă o femeie, nu neapărat puternică, adică și regina de cupe e puternică, e regină, da? Dar și sensibilă și empatică. Cam asta este. Și văd că, ia uite, la capătul setului de cărți, în secret, vă vede împărăteasa, da? A trebuit să se vindece, da? De un stil de a fi imatur. Cam atât. Sper că v-a plăcut și cred că o să fac... Și a treia parte, pentru că bateria nu mă ajută. Așa că o să urmăriți a treia parte în videoclipul următor. Vă pup și sper că sunteți și voi înțelegători. Numai bine! Pa, pa! Pa!